seara. Bună seara, bine v-am găsit. Cum te cheamă? Mă numesc Cătălina, am 32 de ani și sunt din Comuna Podu-Turcului, județul Bacău. Cum te-ai hotărât să vii la noi? A fost ca să-i fac în ambiție iubitului meu, care a zis că nu o să am niciodată curaj să fac chestia asta. Ia uite. Și uitați-mă aici. Bravo, fată! Da. El va afla, văzându-te pe micul ecran, că ai venit până aici sau știe că ești aici? Știe, dar nu m-a susținut. Nu a vrut să mă susțin. Și mai te întorci la el? Da, avem o relație de 15 ani. Deci... Totuși. Eu zic că e momentul. Mulțumesc. Hai, curaj! Fine light and the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, were like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, were like diamonds in the sky. A fost îndeplinit, draga mea. Iubitul e pus la ofticat. Ai avut dreptate, ai avut curaj, tupeu, sânge ca să vii la această emisiune pe scenă sau cum a fi fost vorba între voi. Deci primul punct e clar. Al doilea punct mi-e neclar. Tu i-ai spus că o să și cânt sau vii doar pe scenă? El știe că eu cânt. Atunci când acasă îmi spune să încetez, că cheamă jandarmii, că n-am voie să deranjez liniștea publică. Acum s-ar putea să aibă și el dreptate. Nu e chiar de jandarmi, dar... De poliția locală, așa, comunitară. Nu, Andy, nu e nici de poliție locală, nici de jandarmi. Dar nu trebuie să insiști. O experiență extrem de interesantă. Ia. Yeah. De când ai pășit pe scenă, pentru că ai venit în costumul ăsta ușor chicios, așa, din punctul meu de vedere. Du-te, mă. Ce zici, băi, o să fie ceva nasor. Dar de ce zici că e chicios? De unde te-ai? De la ce? Că n-are bani să-ți cumpere așa ceva. Ciorapii care sunt super spectaculoși? Da, e puțin... Sunt super fan. Dar stați-mă puțin, că eu vorbesc despre experiența mea acum. Da. Dacă vreți, continuați. Din prima ai spus, ai avut o costumație chicioasă. Adică... Ce experiență ai trăit tu, da? Deci, eu am spus, am spus așa, că am avut o senzație ciudată, pentru că am spus, ok, costumul ăsta e chicios, nu mi se pare ceva care să se potrivească cu un moment artistic rafinat, da? Ba da! Ok? După care ai început să cânți și mi s-a părut că ai avut cel puțin câteva secunde bune. După care ai început să cânți nasol din nou. Ești mai rău decât iubitul. În schimb, cred că ai ceva acolo. Ai putea să te gândești să revii cu un moment întreg, știi? Și eu zic să-ți urmezi pasiunea. La montaj o să rămână doar asta. Eu sper să-ți urmezi pasiunea. Pentru mine a fost o experiență extrem de interesantă. Și eu zic să-ți urmezi pasiunea. Mulțumesc, o seară plăcută. Doamne ajută. Mulțumim frumos, Cătălina. Ce picioare frumoase are.